Pentru conținut extra, abonați-vă la cele două canale din descriere. Nu uitați să dați like! Aripi frânte, episodul 9. Nefi se leșină când își dă seama că Emre a furat mașina lui Muzafer. Fetele recunosc și ele șapca lui și îl caută. Onur verifică înregistrarea camerei de supraveghere și își dă seama că fratele lui Zeynep a furat mașina, dar nu îl denunță, ci ascunde dovezile. El îi spune lui Muzafer să nu o lase singură pe mireasă în noaptea nunții, pentru că se va ocupa el de prinderea hoțului. Nefise îi spune lui Muzafer că s-au căsătorit în grabă și ea nu este încă pregătită să fie soția lui. Muzafer îi spune că o înțelege și că o va aștepta și dorm în camere separate. Emre se răzgândește și vrea să ducă mașina înapoi, dar Aileen nu vrea să îl lase și aruncă cheia. În timp ce Emre caută cheia, este lovit de o mașină. Băiatul care l-a accidentat se teme că va muri și îl duce într-o pădure. Aileen lasă mașina acolo și se întoarce la Behzat. A doua zi, poliția găsește mașina lui Muzafer pe marginea drumului și o duce acasă. Muzafer spune că a fost furată și vrea să le arate șapca hoțului, dar descoperă că șapca a dispărut. Onur îi promite lui Zeynep că va afla care este povestea logodnei cu Ahmet și o va scăpa de el. Ahmet vrea să facă logodna oficială. Zeynep îi spune că a acceptat inelul doar pentru că el a amenințat-o și că ea iubește pe altcineva. Ahmet nici nu vrea să audă de așa ceva și seara merge cu tatăl lui să o ceară de la Azime. Suat și Aileen îl caută pe Emre peste tot. După două zile de căutări, Suat merge la vilă și îi spune lui Nefise că Emre a fost accidentat și că e dispărut. Vă mulțumim pentru vizionare! Abonați-vă la cele două canale din descriere pentru a afla ultimele noutăți despre serialele tale preferate.